Cu respect vă rog să reocupați locurile. Stimați miri, stimate familii, iubiți frați și surori, ne bucurăm că astăzi auzim din nou glasul mirelui Iedii și a Miresei Mădălina. Suntem împreună cu aceste două familii la momentul acesta deosebit de sărbătoare. Mulțumim Domnului de pace și liniște în țară, motiv pentru care ne-am și rugat și am mulțumit Domnului și continuăm la programările pe care le avem noi ca și oameni. Am înțeles că din grupul din Germania vor mai veni aici, le indic să ia mai mulți băieți în grup, pentru că e foarte rentabil grupul, se pare că. Ne, noi ne dorim ca să avem parte de căsătorii binecuvântate, dar asta ține de pace și liniște în țară și asta nu depinde de noi, nu depinde de guvernanții noștri și nici de guvernele noastre, ci depinde de Dumnezeu. Ne bucurăm de veștile bune pe care Dumnezeu ni le dă prin Duhul Sfânt, dar asta nu exclude rugăciunea noastră constantă. Nu exclude faptul că lăsăm deoparte orice altă activitate, chiar bună, cum ar fi munca până la extenuare câteodată, și să venim în casa Domnului împreună cu copiii, cu pruncii noștri, să ne mai rugăm, Doamne, ajută. Că Dumnezeu este cel ce spune, nu aveți, nu pentru că n-am sau nu vreau să vă dau, dar nu cereți. Vă ocupați cu altceva. Și de aceea e foarte important la asemenea momente să ne rugăm pentru pace și liniște în țară și după ce trece nunta asta să ne rugăm pentru nunta altcuiva și tot așa să ne rugăm și încetul cu încetul să-i vedem pe toți copiii și de ce nu nepoții noștri binecuvântați în casa Domnului. Amin. Să-i visul fiecăruia dintre noi care mergem de multă vreme pe calea Domnului și ne dorim ca binecuvântarea pe care Dumnezeu a lăsat-o peste noi și așa înmulțit-o să o lasă și peste alții. S-a vorbit astăzi foarte frumos despre Betel, despre locul în care Dumnezeu face ca îngerii Săi prezența Sa și binecuvântările și făgăduințele Lui să fie acolo. Și în debutul slujbei de căsătorie, s-a citit din Psalmul 127, unde primul verset spune: Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Cu alte cuvinte. Se poate zidi, se poate lucra, se poate transpira, se poate depune efort, se poate face cheltuială, dar dacă Dumnezeu nu este implicat în zidirea acelei case, la un moment dat se constată un zero puternic și nu numai un zero, că nu-i totuna să nu zidești nimic și să vină apa să le ia casele ăștia care au, dar tu Nu suporți absolut nimic, pentru că tu n-ai casă. Dacă n-ai muncit, ți-ai pus toată toată vlaga ta, toată economia ta, toate speranțele tale într-o casă și la un moment dat, din cauza unei alunicări de teren, ți-ai pierdut casa, nu ți-o are De ce? Pentru că ai avut investiții acolo. De foarte multe ori în casele noastre, în familiile noastre, facem investiții și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze investiția, dorința, învățătura, pasiunea noastră acolo. Dar, încă o dată vă spun, stimați mei ascultători, de orice confesiune religioasă suntem, dacă Dumnezeu nu e implicat acolo, noi putem să investim foarte multe lucruri bune. Nimeni nu pune la temelia casei altceva decât ceea ce trebuie pus. Nimeni nu-și construiește zidurile decât cu materiale de construcție. Nimeni nu pune pe acoperiș decât tablă de un anumit fel sau altul. Toți doresc să fie cât mai de calitate. Însă, de foarte multe ori, pe lângă calitatea materialelor pe care le investim acolo, se pune întrebarea cât a participat Dumnezeu la temelia casei tale. Cât a participat Dumnezeu la zidirea zidurilor casei tale. Și cât a participat Dumnezeu la orice aspect, chiar la mobilarea și zugrăvirea casei tale spirituale. Cât a participat Dumnezeu, că Dumnezeu dorește să fie implicat. Dacă El nu este implicat. Lucrul nostru, și a neamurilor noastre, și a meseriașilor, și a specialiștilor noastre, se cheamă în economia lui Dumnezeu degeaba. Degeaba. Și, încă o dată, degeaba aceasta e mult mai dureros. Pentru că, de obicei, când este atacată o casă, când suferi o casă, suferă în primul rând din cauza temeliei. Și acolo trebuie să avem grijă ce punem. M-am uitat în Sfânta Scriptură că la un moment dat Domnul Iisus Hristos îi trimitea pe ucenici să meargă în cetățile lui Israel și nu aveau voie ucenicii să intre în orice casă. Vă citesc din Matei, capitolul 10, cu versetul 11 până la 13 în felul următor. În orice cetate sau sat veți intra să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă, ruiați de bine. Și dacă este casa aceea vrennică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrennică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Atenție vrennică, casa respectivă e prin locatarii ei. Noi ne bizuim tare mult în vremea noastră pe harul lui Dumnezeu. Prin harul Lui suntem făcuți neprihăniți prin harul Lui suntem sfințiți, prin harul Lui suntem și avem dreptul să ne numim copii al Lui Dumnezeu, dar prin harul Lui trebuie să ne facem vredni de chemarea care ni s-a dat, Doamne ajută! Prin harul Lui trebuie să fim vrednici de a trăi și în împărăția Lui Dumnezeu și în împărăția Lui Dumnezeu vrednici de această împărăție. De aceea casele noastre, pe lângă harul pe care îl primește, trebuie să aibă în ea o vrednicie anume, o vrednicie care menține pacea pe care apostolii, slujitorii, biserica o dau. Dacă noi nu ne menținem acea vrednicie cu tot harul pe care noi spunem că-l avem, pacea pe care ne-o dau slujitorii Domnului și biserica Domnului se întoarce de acolo. Pentru că doar vrednicia păstrează harul, binecuvântarea și ungerea. De aceea e foarte important. O să vedeți foarte multe comunități și foarte multe familii care merg pe har. Har înseamnă să nu vii la adunare. Har înseamnă să te închini online. Har înseamnă o grămadă de libertăți pe care le-au prin har. Și la un moment dat vezi că totul se dărâmă. Vezi că dintr-o dată temelia nu rezistă. Vezi că zidurile se surpă. Vezi că dintr-o dată nu au nevoie de consilieri spirituali. Nu au nevoie de au, au nevoie de psihologi. Și te întreb de ce? Pentru că ei au zidit, dar fără cel ce trebuie. Nu și-au demonstrat și întărit vrednicia ca pacea lui Dumnezeu, care întrece orice cunoștință, care trece orice situație, să rămână acolo. Ci pacea aceea a venit prin slujitori, dar n-a rămas acolo. Și au fost oameni care au primit oaspeți. Și au fost oameni care au ajutat lucrarea Domnului. Și au fost oameni care au făcut ceva. Dar pentru că nu s-au păstrat în vrednicia cerută de Domnul, pacea se întoarce înapoi. Nu rămâne acolo. De aceea e foarte important pentru noi să stăm în fața Evangheliei. Știu că în comunitățile și mari, în bisericile mari, deja cuvântul de iubire este un cuvânt foarte uzual, aproape nu-l mai auzim. Eu locuiesc pe lângă, lângă drumul care vine la Botoșani. De aia probabil vin și de vies la dumneavoastră. Cineva îmi spunea la un moment dat, dar trec tiruri pe aici, trec, dumne, lângă mine și Biserica Ortodoxă. În fiecare duminică bat clopitele. Mă întreabă ăștia, nu te deranjează? Nu le mai aud. Trec mașini, nu le aud. Te începe a obișnui cu traficul, te începe a obișnui cu un zgomot pe care îl aud și nu-l mai auzi la un moment dat. Știți că risc în comunitățile noastre, tot auzim, stimați bărbați, iubiți-vă nevestele, iubiți-vă, de o bucată de vreme nu mai auzim, nu-i așa? Aveți același surorilor, ce să vă mai spun de dumneavoastră, tot auziți, supuneți-vă de dumneavoastră mai de mult ca noi n auziți. Ori din punctul ăsta de vedere ar trebui, ar trebui, să stăm în fața Scripturilor cu inima deschisă. Nu că nu suntem pe o poziție bună, ba da, dar Dumnezeu mai vrea să ne facă vrea nici, Doamne ajută! Ca pacea Lui să rămână peste noi, să avem ce transmite la copii și la nepoți. Ca pacea și binecuvântarea Domnului să se mulțească în cazul familiilor noastre. Și de aceea ne expunem Evangheliei. Totdeauna când aud un cuvânt, stau cu inima deschisă. Bineînțeles că pot citi Scriptura, mai pot citi o carte din Biblie. Lecturarea se face acasă, nu în adunare. În adunare mai ascultă. Când cântă cântăreții, cântă cu ei. Când sunt cei prezenți, fii atent când se spune Iisus Hristos este Domnul, spui cum? Amin? Fii atent la lucrul acesta. Că aici se face slujbă. Și când se face slujba și mai ales să predică cuvântul, eu știu că ați auzit de iubire și de supunere și de comunicare de o grămadă de ori, dar cu toate astea fiți deschis că s-ar putea Dumnezeu și în mod sigur Dumnezeu să-ți vorbească ceva. Să găsească la un moment dat când vrea să mai toarne vrednicie și binecuvântare. Dar de obicei noi suntem și dezvoltăm o anumită stare pe care o aveau foarte mulți contemporanei Domnului Isus Hristos. A venit mântuirea, cel ce știa totul, prin care s-a creat celul așa atomul. Și Evanghelia lui n-a avut nicio putere la preoți, la farisei și la cărtorari. De ce? Pentru că ăștia totdeauna când predica Domnul spunea, noi știm, noi cunoaștem. El spune ce spune, dar noi știm. Și cum știm noi, așa e bine. Știți că foarte mulți dintre noi pășim în adunare cu chestia asta? Noi știm și cum știm noi, așa e bine. Noi am prins și cum am prins noi, așa e bine. Păi, dar dacă Dumnezeu vrea să te facă mai performant, Vrea să facă mai iubitor, mai supusă, mai ascultător, mai râvnitor. Nu, nu, cum știm noi și cum am prins, așa e bine. Cu alte cuvinte, cum spunea cineva, oricum Dumnezeu mai bun ca noi n-are. Și ca atare ne blocăm în situația asta și nu mai mergem mai departe. Nu mai avem ce învăța. Ne plictisim, frații mei, nu o să auziți de atâtea ori. Dom'le, mă plictisesc de atâtea cuvinte de iubire, de supunere, de slujbă, de... ne plictisim. De ce? Dar cum de nu ne plictisim unii dintre noi din meciuri? Cum de nu ne plictisim de talk show -uri? Cum de nu ne plictisim de politică? Cum de nu ne plictisim de vorbi de bani? Cum de acolo nu vorbim? Băi, m-am plictisit de atâta vreme, tot bani, euro și dolari, m-am săturat, gata, s-a terminat. Cum de de Evanghelie ne plictisim? Să ne ajute Domnul să ne pocăim. Că e foarte important pentru noi. Cum arată, o ca cum arată o casă care primește binecuvântarea Domnului, primește pacea și pacea rămâne acolo? Cum arată o casă în care slujitorii Domnului pot veni și pot lăsa pacea, binecuvântarea, îndurarea și noi o putem păstra și o putem înmulți. Prima lucru în care Dumnezeu se implică la zidirea casei respective este o casă în care Domnul nu numai vine în vizită, ci rămâne acolo. Spune Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, capitolul 19, cu versetul 5 în felul următor. Iisus când a ajuns în locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Stimații mei, în foarte multe case este invitat Domnul Iisus Hristos să vindece, să asculte rugăciunile, să binecuvinteze, după care proprietarii casei îi spun, Doamne, mulțumim că ai trecut pe la noi, du-te înapoi în cerul tău, la dreapta Tatălui, du-te în altă parte, du-te cu ăsta cu care ai venit, că eu rămân ca am vârtelele mele. Eu am problemele mele, eu am viața mea, e bine cum sunt și Dumnezeu prin Isus Hristos nu rămâne acolo. Nu e obligat, nu are abonament să stea cu fiecare credincios. Nu, nu uitați că în zone în care a ajuns Domnul Isus Hristos ca în Ținutul Genezaretului, spune Scriptura că primul care l-a întâmpinat din zonă n-a fost primarul și nici șeful de post și nici liderul oamenilor de afaceri, ci un îndrăcit l-a întâmpinat. Și spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos l-a eliberat pe îndrăcitul respectiv și oamenii din ținutul acela dându seama că au pierdut investiția lor în porcii pe care îi aveau, pentru că demonii au intrat în porcii respectiv. Spune cuvântul Domnului, au venit la Domnul Iisus și au făcut o rugăciune. Și atenție, făcuse doar o simplă minune, o singură minune. Eliberase pe omul Nu putea Domnul și nu mai avea de gând să facă minuni în zona respectivă? Ba da, putea să facă, și o să schimbi toată fața zonei respective. Însă oamenii ei au venit cu o simplă rugăciune. Doamne, te rugăm să pleci. Și foarte trist este. Că în loc ca Domnul să aștepte stăruință, Domnul să aștepte convingere, oamenii ăștia convingere să-i spună. Nu, doar o simplă rugăciune și cel mai trist verset din Biblie pe care îl știu eu este Isus a plecat. De foarte multe ori în casele noastre, îl invităm pe Isus că avem năcază. Îl invităm pe Iisus că avem nevoie de El. Avem, îl invităm pe Isus pentru că avem nevoie de binecuvântare și de protecție. Dar de la un moment dat, casele creștine își permit să spună în felul următor, Domnule, dar Isus nu mă lasă asta, lui Isus nu-i place asta. Simt că lucrul ăsta nu e la îndemâna lui. Și la un moment dat îi spunem, Doamne Iisuse, te rog să mă mai leși. Te rog să mă mai leși, că oricum m-am lăsat de, de fumat, de băut, de cutare, și știm că am avut fiecare. Acum, tu îmi spui nici nu vorbesc de rău. Păi, altă bucurie nu ne-o mai rămas. Tu îmi spui mie să mă smeresc? tu îmi spui mie lucrurile acestea, mai lasă-mă, crezând că Isus are abonament și oricum nu pleacă. Isus e acolo. Ca un poster stă pe perete. Nu, nu, nu. Simplu. Isus pleacă și unul dintre cele mai triste versete privitor la casele creștine sau la inima creștină. Este că Duhul necurat care a ieșit altă dată, umblă prin locuri pustii și fără apă, căutând o dignă și vin nu o găsește, vine în casa din tâi, vine omul din tâi. Și spune Scriptura, când vine, o găsește împodobită, măturată, dar goală. Nu intră acolo. Pentru că din nou la o cântare, la o predică, el trebuie să iasă afară. Se duce și mai așapte duhuri mai rele decât el, și spune Biblia, starea de pe urma omului acelea devine mai rea decât cea din întâi. Știți care a fost pericolul? Că casa era goală. Nu că era măturată de păcate și de vicii. Nu că era împodobită cu psan și cu versete biblice, ci pentru că Isus nu era acolo. Stimați mei, o casă vremnică care păstrează pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu, este o casă care îl invită pe Isus să rămână acolo. Doamne, ajută. Rămâne Isus Hristos în casa ta? Verifici constant lucrul acesta? Pentru că lui Isus îi place să rămână acolo unde este lăudat El. În Vechiul Testament veți citi, în unul dintre psalmi, că lui Dumnezeu îi place să locuiască în mijlocul laudelor. Numai că vine în vizită. Îi place să stea în mijlocul laudelor sale. Ce lauzi tu în casa ta? Poate ți-ai cumpărat o mașină mai nouă. Doamne ajută să o port sănătos. Poate ai mobilă nouă de bucătărie. Nu trebuia. Ce lauzi tu în casa ta? Atunci când vine cineva la tine, care-i pricina laudelor tale? Pe cine îl înalți tu? Cui îi dai tu toată slava pentru mașina care o ai, pentru sănătatea pe care o ai, pentru mobila pe care ai cumpărat-o? Cine primește gloria? Cine este slăvit? Cine primește toată închinarea pentru lucrul acesta. Pentru că, iubiții mei, pentru că Dumnezeu ne-a dat sănătate, înțelepciune, un loc de muncă, am putut avea niște bani, am putut să schimbăm lucrurile respective, care până la toată urma stai știu, stai, ele nu cine știe ce în decursul vieții, dar mulțumim Domnului că ne-a dorit putere, har și sănătate, slăviți să fie Domn. Aude cineva lucrurile acestea? Pentru că dacă Isus e în casa noastră, aude pe cine lăudăm noi. Și dacă n-am lăudat pe nimeni, nu s-ar deranja. Dar dacă noi lăudăm alte lucruri și ne lăudăm cu neamul nostru și ne lăudăm cu pregătirea noastră și ne lăudăm cu dieta noastră bio, de aia avem sănătate. Aș vrea să vă spun, sunt o grămadă de oameni care mănâncă bio și-s morți acum. Pentru că doar Dumnezeu, doar Dumnezeu este Cel ce dă sănătate, slăviți i fie numele. Primește El lauda pentru lucrul acesta sau îi luăm gloria lui Dumnezeu și tot o plasăm în diferite lucruri care sunt oarecum sub controlul nostru. Când Iisus rămâne în casa respectivă, el este lăudat acolo, este apreciat. Totdeauna se spune, de la Domnul Isus am lucrurile acestea. Amintiți-vă de împăratul Ezechia. Omul acesta s-a îmbolnăvit de o boală de moarte. Și profetul Isaia a venit la el și Sechia a spus în felul următor, Puneți casa rânduială că vei muri și nu vei mai trăi atunci când Dumnezeu ne spune că murim, noi ne reperim, a fi spiritual, or fi... Nu, nu, Isaia îi spune simplu, să nu mai traduci tu cum ai să mori sau ce o să moară, vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a spus, Doamne, adu-ți aminte. Adu-ți aminte ce am făcut pentru lucrarea Ta. adu aminte, cu alte cuvinte, ne-am câștigat oarecare vrednicie să fiu ascultat. Există anumite lucruri pe care le-am făcut, nu spun ce voi face că toți atunci când au diagnostice crunte vor face grozav. Nu, Ezechia a spus, am făcut, fără să am diagnostic. Am făcut, am o anumită vrednicie să fiu ascultat. De aceea Dumnezeu îl întoarce pe Isaia de la mijlocul Palatului Imperial, se întoarce înapoi și spune, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și ți-a văzut lacrimele. Îți mai dă 15 ani bonus, 15 ani. După ce este vindecat Ezechia de boala aia mortală de care mureau toți, împărații, spune Scriptura, babilonieni, au auzit că Ezechia a fost bolnav de o boală mortală și că a folosit un leac prin care s-a vindecat. Și la ei mureau pe capete, că nu era o boală care scapă unul la o sută. Nu, era mortală. Cine avea pusturile alea, bubele alea, murea. Și-o trimis oameni la el cu desăci, cu plasă, să afle cum s-a vindecat Ezechia de boală lui, că avea nevoie de leac. Și m-aș așteptat că Ezechia să spună, știi cine m-a vindecat pe mine? Dumnezeu m-a vindecat. Uite cum m-a făcut, uite ce-o... Dar Ezechia spune Scriptura, când au văzut solii, i au arătat aurul, argintul, casa lui de arme, mirodenii. Păi, asta, stai și te gândești așa, dar băie ăsta care au bătut drumul, de cine știe unde, cu... să le aducă... Nu mai văzut aurul ăsta? E prima dată când le arată ăsta aur. Nu mai văzut ei mirodenii, nu mai vă bada. Dar ce l a apucat pe Ezechia? Uite, starea asta de lucru de a lăuda altceva. Cum de ai o voce așa frumoasă? În loc să spunem Dumnezeu m-a binecuvântat și mi-a dăruit voce să laud și în continuu laud și pe acasă laud. Am făcut vocaliză, frate. Nu chiar. Frate, dar cum de Dumnezeu te discurci așa bine? Dar tu crezi că e pentru oricine pocăința asta? Dumnezeu cheamă pe cineva nume, predestinează pe cineva, cum eu, și dacă nu te cheamă Dumnezeu, uite, rămâi pe lângă. N-am ce-ți face, asta e situația. Și așa ne dăm noi mare în lumea asta, ca și copiii al lui Dumnezeu și câteodată greșim. Ne ducem la anumiți oameni care au rămas în aceeași băltoagă a beției, a destrăbălărilor în care am fost noi, și el vine plângând la de mărând din toate încheieturile, măi, tu cum de poți cânta? Cum de te văd pe tine că ești din ce o soție? Cum tu ești altfel? Și noi îi spunem, băi, Dumnezeu s-a uitat că merit, într-adevăr. Nu, frații mei, harul lui Dumnezeu aici. După aceea că suntem pe calea Domnului tot Harul lui Dumnezeu. Dar ei trebuie să priceapă că Harul ăsta nu s-a oprit la noi, ci continuă să mântuiască și astăzi slăvit să fie Domnul. Și a trebui cei mântuiți salvați, să salvați să-și aducă aminte că Dumnezeu din unii o scos o rămas acolo cum nați. O rămas prieteni, o rămas vecini, o rămas rude, care nu vor să trăiască în starea aia, care plâng, dar au nevoie de salvare și au nevoie și de cineva să mijlocească. Și Biblia ne spune să continuăm mijlocirea, Doamne ajută, că Dumnezeu are aceeași putere de salvare, slăvit să fie Domnul. În casa unde vine Iisus Hristos și rămâne binecuvântarea, pacea, rămâne în casa aceea și este înmulțită și foarte important de verificat, este Iisus Hristos în casa mea? Urmărește lucrul acesta, nu cumva vreodată în fața unui cuvânt pe care Dumnezeu ți-l cere explicit să-i spui lui Iisus, lasă-mă Doamne cu lucrurile acestea. Am întâlnit, să vă spun sincer, de oameni de situația aceasta. Oameni care, la un moment dat, Dumnezeu a intrat cu mântuirea în casa lor și ca mântuirea să poată fi dusă la bun sfârșit, Dumnezeu i-a cerut ceva explicit, ce nu l-a cerut altora. O să vedeți că în Biblie, Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, se întâlnește cu un tânăr care vine în fața Domnului Iisus cu reverență, cu respect, se închină și spune Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Isus îi spune, păzește poruncile, ăsta e primul lucru la care tu ai acces. Și el vine simplu și îi spune, pe toate astea le-am păzit din... Deci nu e de ieri, ieri m-am hotărât pentru Domnul. Nu, nu, din tinerețea mea eu tot asta fac. Urmăresc împăre.... Spune Biblia că Isus la iubit. Pentru că omul ăsta avea acoperire la ce spunea. L-a iubit. Și apoi a spus, îți mai lipsește un lucru ție, în situația ta. Du-te de vin de tot ce ai, împarte la săraci și apoi vine o și vei avea viață veșnică. Stimați mei, când vine cineva la pocăință, Domnul Iisus îi dă totdeauna porunca asta? Nu. Ci specific pentru a-ți duce mântuirea până la capăt, observă oameni care sunt foarte atașați de bani, alții foarte atașați de computer, de televizor, alții foarte atașați de alte lucruri și văd pe oameni, spun că n-ar putea fi rentabili dacă sunt atașați de lucrurile respective. Și când l-a primit pe Domnul Isus și când ține poruncile Domnului, îi spune Dumnezeu, scoate din casa ta lucrurile astea ca să mă poți sluji pe mine. Scoate din casa ta și scoate din viața ta lucrurile acestea. Sunt oameni care spun, nu, -o, Doamne, e modern acum, e altfel, nu, nu, pot eu să fac lucrurile acestea. De aceea, stimații mei, pentru a-L avea pe Isus în casă mai trebuie ceva. Pe lângă a te asigura, trebuie să te temi de El casa respectivă trebuie să dezvolte reverență, teamă sfântă de Domnul. Lucrul acesta îl găsim în Sfânta Scriptură, în Faptele Apostolului, capitolul 10, cu versetul 2, unde ni se vorbește despre sutașul, ofițerul acesta roman. Spune Scriptura că Corneliu era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Stimații mei, dacă Isus este invitat în casa ta, în viața ta, în familia ta. Dar nu există teamă de el. Într-o zi îl vei invita respectos să plece. Într-o zi îl vei invita respectos să plece. Vei rămâne pentecostal, vei rămâne ortodox, vei rămâne cu denumirea ta și cu bogăția cunoștințelor de politică bisericească și de psalm și așa mai departe. Vei rămâne acolo. Dar casa va rămâne goală. Ca Hristos să rămână acolo trebuie ca el să fie făcut stăpân al casei respective. Și datoria celor din casă este să dezvolte teama de stăpân, respectul de stăpân. Casa care se teme de Domnul va pune pe primul plan ce dorește Domnul, nu ce vreau eu, ce vrea nevastă mea și ce vrea lumea de la mine, ci ce vrea Domnul. Și totdeauna ca rob voi fi atent la mâna stăpânului. Ca rob, voi fi atent la voința stăpânului. Foarte multe familii creștine trec astăzi prin spectrul tensiunilor care duc spre despărțire și divorț. Din pricina faptului că cel ce i liantul și puterea de a ține la un loc a plecat. I-au rămas doar membrii unui cult. I-au rămas doar oameni aparținători unui grup. Dar Hristos puterea care îi poate ține împreună, nu mai este acolo. Și Hristos, iubiți, iubiții mei, rămâne acolo câtă vreme oamenii aceia dezvoltă respectul respectiv, teama sfântă de Domnul. Nu uitați că privitor la familie, Apostolul Pavel încheie citatul acela dedicat familiei, consacrat familiei din Efesen și spune încolo, fiecare bărbat să-și iubească nevasta și nevasta să se... Noi botezăm cuvântul ăsta de teamă în dorința aceasta, fraților, e vorba de un respect, așa. Când ai chef, când vrei și la surori tare îi place. Nu, să se teamă de bărbat. Și bărbatul, la rândul lui, trebuie să se teamă de Hristos, Doamne, ajută. Ori, lucrurile acestea sunt foarte clare în Sfânta Scriptură și sunt așezate acolo. O familie care se teme de Domnul se va interesa ce îi place Domnului. De aceea Biblia spune. Căutați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale? Pentru că noi spunem că ne temem de Domnul, dar aducem idolii de, de față cu El. Dar aducem lucrurile pe care Domnul le detestă, le aducem de față cu El. Și sunt foarte multe obiceiuri din lumea asta pe care noi am început să le botezăm la credință să le aducem încoace și le punem de față cu Domnul și vrem să locuiască lumina cu întunericul, vrem să locuiască Hristos cu Belial în aceeași casă pe care o patronăm noi. Ori nu se poate. Dacă Hristos este șeful casei, stăpânul casei, toți cei din casă vor face voia Lui și pacea Lui rămâne acolo. Doamne ajută! Dar dacă Hristos nu e acolo, pereții se clatină, temelia crapă, Casa e în pericol de dezbinare, pentru că liantul nu e înțelepciunea noastră. Liantul nu e faptul că soția știe să se muleze după dorințele soțului, că fiecare avem personalitate și, pe lângă multe calități, avem și defecte suficiente ca să ne facă să nu mai fim împreună. Singurul care poate închega o casă să rămână binecuvântată este doar Isus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și întrebarea pe care o punem în mod logic, în fața unor asemenea, pe lângă faptul că Hristos vine acolo să locuiască acolo, în mijlocul laudelor sale, dezvoltăm teama de Domnul? Dezvoltăm acel respectoare ce zice Domnul de lucrul acesta? Sunt foarte multe curente care pătrund astăzi în creștinism pe diferite căi. Prin asta ni se testează credința. Dumnezeu vrea să vadă iubirea noastră. De aceea și diavolul a fost lăsat liber, ca să se vadă ce alegem. Pentru că nu suntem condamnați la rai, cum nici la iad nu suntem condamnați, ci ca să putem alege între împărăția lui Dumnezeu și împărăția Întunericului, între Hristos și diavolul, Dumnezeu ne-a lăsat libertatea de a alege. Libertatea de a alege de a-i sluji sau nu lui Dumnezeu, de a fi la îndemâna Domnului sau nu. Și totdeauna diavolul va avea dreptul să ne ispitească. Când vrei să vii la adunare, că trebuie venit din respect pentru Hristos, care e în mijlocul fraților, diavolul va spune, dar poți să rămâi acasă. Poți să vezi online dacă se dă. Dar poți să nu mergi acolo. Dar poți să nu faci. Și totdeauna vor apărea, dar poți și altceva. Dar oare a zis Dumnezeu că e obligatoriu? O să vedeți în generația tânără, bă, special, lucrurile acestea. Dar unde scrie că drogurile este păcat? Dar unde scrie să nu fii cu tare lucru? Dar dacă l ai pe Hristos ca Domn, El te poate feri de orice ți se... Nu m-a dovedit că e rău, că degeaba vin de ăștia și spun, Domnule, au murit vreo mie, tu ești a o mie unu, s scăpi. Nu, te uiți la faptul că Duhul Sfânt din interiorul tău îți spune, nu, -ți, nu ești calificat pentru, lucru, pentru lucrul acesta, nu trebuie să se întâmple. Și chiar dacă te numesc alții sfântoc, chiar dacă te numesc taliban spiritual, tu rămâi pe drumul pe care ți-l trasează Iisus că te tem de El. Doamne ajută! Ori, estimații mei, suntem chemați să gândim așa. Trăim într-o vreme în care se dorește uniformizarea acestei lumi și gândirea aceasta pătrunde și în biserică, dar noi suntem speciali. Ca mine nu mai este niciunul în toată istoria o lumii. Nici nu caut, nu găsesc. Ca tine, la fel, nu este niciunul. Tu ești unic. Unic ești. Ei, pentru tine Dumnezeu are cuvântul Lui și îți dă Duhul Sfânt ca să te călăuzească pe tine unic să-ți duci mântuirea până la capă. Doamne ajută! Noi dăm sfaturi generale care se potrivesc la general, dar sunt anumite vulnerabilități ale tale. Eu am întâlnit oameni vulnerabili, mă repet încă o dată, la diferite forme. Există oameni, și o să dau exemplul acesta foarte fugitiv, care înainte de a veni la Hristos a fost foarte sensibili față de băutură. De la distanță, când cineva desfăcea o sticlă de ceva, el știa, iconeac, coniac, și îi spunea și anii vechimii. Dacă... De ce? Era sensibil, profesionist în domeniu. Când a venit la Hristos, nu-i dispare mirosul. Mirosul rămâne. Dar Dumnezeu, pe lângă mântuire, pe lângă Duhul Sfânt, pe lângă cântare, îi spune, tu nu intri să servești masa unde se servești băuturi alcoolice, pentru că tu vei fi ispitit constant. De bineînțeles că din ce o să Doamne, ia mirosul, să nu simt nici mirosul ăla, nici celălalt. Vulnerabilitatea ta rămâne, pentru că vulnerabilitatea e acolo. Și Dumnezeu îți spune, stal, bineînțeles că eu care n-am nicio treabă cu treaba, bă, ce slab ești o, bă. cum tu nu poți să mănânci undeva unde ăștia servesc bere lângă tine? Nu, domne, nu pot, că eu nu mă mai uit la mâncarea mea, mă uit cum bea ăla și mă întreb, oare nu-i voi ca să eu și eu? Oare nu-i voie? Și mie îmi trebuie doar nealcolică -ne ca să devin din nou alcoolic. Știți că mulți au ajuns pe drumul ăsta? Ori Dumnezeu vine specific și îi spune, tu nu intri niciodată acolo. Bineînțeles că eu îl pot trata ca un om nevârstnic spiritual, care n-a crescut, care nu-i la nivelul meu. Dar eu am pe mele, tu le ai pe tale. Și Dumnezeu vine să ne păzească și spune, vrei să te temi de mine? Împlinește ce spun eu, Doamne ajută! Uită-te la Hristos și El îți va da legile sale, vei vedea foarte clar pe drumul pe care te duce El. Și aș vrea să vă spun cu una dintre împlinirile cele mai mari pe care le ai ca și copila lui Dumnezeu în lumea asta, e nu cât te aplaudă oamenii. Nu cât te aplaudă frații, surorile, cu toate că e bine ca oamenii să aibă o apreciere față de slujba ta, dar de obicei nu prea au lucrurile, nu putem dezvolta de foarte multe ori lucrul acesta. Știi ce e frumos? Ca în fiecare seară sticul și niște în pat, știind că s-ar putea să fii ultima. Știind că s-ar putea să fie ultima. Și când te uiți la fața stăpânului tău, să spunem, azi a fost o zi bună. Am umblat amândoi pe calea cea bună. Te-ai străduit și unele lucruri ai și reușit. Și când te culci, să te culci să adormi în pace. Știind că s-ar să fie ultima. Dacă îți mai dă este o Dumnezeu o zi, te scol din nou dimineața, Doamne Iisuse, de nou avem o zi în care vreau să rămâi în casa mea, în viața mea. Învață-mă și astăzi. Nu spun că vei avea numai biruinți, dar și din încercări vei putea învăța pentru că Hristos este cel mai bun profesor. Slăviți să fie Domnul! Primul lucru la o casă vrednică, stimații mei, este că casa aceea tinde să-L aibă pe Isus și verifică dacă Isus e acolo. Al doilea lucru, se teme, dezvoltă frica, reverența de Domnul, îl cinstește pe Domnul, face lucrurile care îi plac Domnului și evită lucrurile care îl deranjează pe Domnul. Și ultimul aspect a unei case vrednice este că după ce slujim pe Domnul Isus Hristos, slujim și fraților și bisericii sale. Că dincolo de noi, ne place tare mult să ni se predice o Evanghelie prin care ni se spune că suntem importanți. Și așa este. Că mântuirea ni se oferă personal. Că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât ne-a dat dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu. Ne place să credem că familia noastră este importantă și să punem numele de familia noastră foarte puternic. E pun. Dar cel mai important organism pe care îl are Hristos în lumea asta e logodnica lui, viitoarea lui Mireasă, și asta e biserica, slăviță vie Domnul. De aia e, e, trebuie să am atenție cum mă port, că de foarte multe ori bazat pe darurile mele, pe experiența mea, pe ideile mele pe care cred că sunt de la Domnul, lovesc în biserică și îi rup un picior. Lovesc în biserică și scot vreun ochi. Lovesc în logodnica Domnului și am o anumită atitudine. Deci, și în momentul ăla mă pot aștepta, Doamne, Tu pe mine, de fapt, mă iubești. Nu, nu, eu îmi iubesc biserica. Bine ar fi să rămâi în biserică la locul tău. Doamne, ajută! Prindeți ideea asta. Că foarte mulți frați nu prind. Pe baza darurilor de acuratețe, pe baza înțelepciunii, pe baza darurilor de a expune Evanghelia, pe baza darurilor pe care le-au sau a posesiunilor pe care le-au, își pot permite să loviască în logodnica Domnului, pentru că el cred că ăla nu din biserica Domnului, dar nu-i nu treaba ta. Nu noi chemăm în biserică. În biserică cheamă Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Că dacă era după merite, niciunul nu avem și căuta aici. V-am spus, e harul lui Dumnezeu. Dar pentru că Dumnezeu ne-a dat har, trebuie să știm că Dumnezeu dă și altuia har, care e doar copilaș în credință, care se mai în așa pe drum. dă în biserică. Te rog frumos, nu lovi în biserica lui Iisus Hristos. Nu lovi. De aceea este important să avem un alt gând la casa noastră. Spune Sfânta Scriptură, 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 15. Încă un îndemn, fraților, cunoașteți casa lui Ștefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba Sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucruri și se ostenește. Iată o casă care sus mă, să să fie Domnul că Iisus Hristos este în casa noastră. El este regele vieții noastre. Noi ne bucurăm, îi cântăm, ne bucurăm în casa noastră, avem în zona noastră intimă în care ne bucurăm fiecare de prezența Domnului, de harul Domnului. Nu, nu, sunt și sfinți pe lângă casa noastră. Sunt și oameni pe care Dumnezeu îi cheamă la mântuire. Sunt și oameni, unii mai maturi, unii părinți, alții tineri, alții copilași, dar din casa lui Dumnezeu. Și casa aceasta, a spus, vrem să fim și să ne punem cu totul în slujba Sfinților, adică a Bisericii Domnului, cu ceea ce e nevoie. Dacă e nevoie de mutați scaunele, suntem acolo. Dacă e nevoie de primit oaspiți, suntem pe fază. Dacă e nevoie de orice pentru Sfinți, ne-am pus cu totul, nu cu o parte, cu totul. Dacă e nevoie de o colectă specială, participăm acolo. Pentru că suntem la dispoziția Sfinților. Pentru că prin asta mi-arăt eu apartenența la biserică și respectul pentru logodnic, pentru Isus Hristos. Dacă nu era cartea Apocalipsei, în canonul Sfintelor Scripturi, biserica rămânea de-a lungul timpului doar o logodnică. Că spunea Apostolul Pavel, v-am logodit cu un bărbat. Vorbea despre biserică și despre Hristos. Însă cartea Apocalipsului ne prezintă nunta mielului. Când perioada de logodnă se încheie și dintr-o dată apare pe scenă nunta dintre mirile cerești și biserica sa. Dumnezeu să ne ajute să fim acolo. Amen. Ori, momentan, Dumnezeu își pregătește logodnica. Prin lucrarea Lui, are grijă să așeze lucrători, case, care vin să slujesc Sfinților, ca ei să se maturizeze, ca ei să crească. Și foarte important pentru noi în slujirea Sfinților, frații mei, să croim niște cărări, niște căi. Prima cărare este spre casa Domnului v-aș ruga dincolo de imposibilitățile câteodată pe care le avem, de slăbiciunile pe care le avem, nu uitați că trăim o vreme în care copiii noastre se uită la voi. Nu pricep prea mult lucru de a-L avea pe Hristos, dar se uită la tata și la mama care spun că îl cunosc pe Hristos, mai mult decât pe ei. Trasez o cale spre locașul sfânt. Când se adună poporul Domnului la o altă, nu sunt oameni perfecți. Câteodată eu cu fratele Căuneac am zis, S-ar putea să am ceva, el să aibă ceva dispus privitor la mine. Pentru că pe lângă multele calități pe care le are el și eu, avem și slăbiciuni și câteodată avem acces la slăbiciuni. Și ni le spunem că îl deranjează, că mă deranjează, asta e altceva. Dar noi trebuie să creștem și să mergem mai departe. Venim să ne închinăm împreună, venim să ne rugăm împreună. Și dacă la un moment dat aș considera că nu mai găsesc locul. Nu, iubiții mei, nu uitați că Domnul Iisus Hristos vine cu noi doar ca să ne recupereze. Vă aduceți aminte că doi dintre ucenici plecase din Ierusalim spre Emaus. M-aș fi gândit că vor să fac o adunare la Emaus, că nu era la Emaus adunare. Și acești doi ucenici plecau acolo. Dintr-o dată apare un al treilea lângă el. Un al treilea care începe să le spună cuvinte din Scripturi, să le spună de ce sunt supărați, și ăștia cu năduf încep să spună, tu ești sigur străin care nu cunoști ce s-a întâmplat aici, că cel care trebuia, cel care cu tare și așa mai departe, și așa spun ofu, și la un moment dat Domnul Iisus se face că vrea să meargă mai departe. Și ăștia spun, rămâi cu noi, că este spre seară. Și Domnul rămâne cu ei și apoi frânge pâinea, și m-aș fi așteptat, și deschide o altă comunitate. Nu! Și dispare, pentru că scopul lui a fost de recuperare, doar atât. Nu rămâne acolo, o să vedeți foarte multe comunități care deschid cu Domnul Isus. E mult har la început, e frângerea pâinii. Dar de la un moment dat își pierd seva și puterea, că Isus a plecat un disfraț. Cei doi s-au sculat chiar în ceasul acela și au plecat înapoi să le spună la frați, Hristos a înviat. Și pe când ei povesteau, cine a apărut acolo? Hristos în mijlocul fraților, să viță vie Domnul. Nu se puteau lăuda ei, stați voi liniștiți, cântați cât vreți, prietul și ceilalți. Iisus e cu noi aici, degeaba. Nu, nu. Hristos este în mijlocul fraților. În fiecare comunitate mare trebuie să existe o singură biserică, chiar dacă se adună în mai multe locuri. Dar trebuie să fie una singură în care Hristos să existe, slăvit să fie Domnul. De aceea e important să găsim drumul spre unitate, spre îngăduință, spre părtășie și drumul acesta le exersăm venind în mijlocul fraților. Când ei au acces la slăbiciunile noastre și cu dragoste doresc să ne îndrepte și spunem că nu reușesc din prima, cu toate frați toți ar dori din prima, eu știu că la mine nu mă pot pocăi din prima, dar vreau toți frații mei din prima să i spun să pocăiască. Toți gândiți la fel, frații mei. Ori frumusețea este că frații au libertatea să-mi spună. Frate Virgil, în domeniul ăsta trebuie să ne mai corectăm. Câteodată e frumos să spui la plural, nu spui să te corectezi. Că tu te sunt singurel. Dacă îmi spui, frate, am observat că în domeniul ăsta ar trebui să ne mai corectăm. Și eu și dumneavoastră. E, dacă îmi parți cu mine, să știi că cam... Îi... E frumos așa să împărțim. Și să știi că mă gândesc la lucrul ăsta. Nu azi, nu mâine, dar am deja un plan, am un lucru. Sunt multe lucruri de care trebuie să ne sfințim, dar la clasa unde suntem noi, Dumnezeu ne arată ceva anume. Și trebuie să mergem. Că dacă nu rezolvăm lucruri respectiv, niciodată nu o să clasa. Foarte mulți spun, de ce-mi trebuie mie tabla mulțirii? Ce-mi trebuie mie? E o grămadă de toșală acolo. Să vezi de rostul că până prișep logica mă nervează, mă supără. Niciodată nu o să poți termina o facultate dacă tu nu știi tabla mulțeri și adunării. Niciodată. Bineînțeles că visez să fiu un student eminent. Visez lucrul ăsta. Dar până la visurile letale să devină realitate, trebuie să treci din clasa a doua, între -a, a treia. Doamne ajută! Și apoi mai departe. Ei, toți suntem la un anumit nivel. Biserica e locul în care Dumnezeu ne arată clasa noastră. Doamne, dar eu vreau să fiu cu ea, cu elită, ăștia care merg pe la Olimpiade. Nu tu învați stau la acum. E vremea tăblii mulțirii. Iartă-l pe fratele tău. Ei, nu, nu vreau student la facultate. Ei, du-te și ți plătește datorii. Ei, nu, nu, eu vreau student la facultate. Și Dumnezeu spune, tu ești în clasa asta. Și dacă vreți să vă spun, foarte mulți dintre noi suntem în clasa a doua. Ne chinuim cât tabla mulțirii, că Dumnezeu ne spune, dincolo de darurile pe care ți le-am promis și care te așteaptă când ești capabil să rezolvă problema asta. Și nu avem timp mult la... Că dacă am trăit eu cu voi ca metusala, mai avem timp de pocăință. Dar nu trăim așa de mult. Pocăința e astăzi, Doamne ajută! Și pentru mine, și pentru voi. Nu vă spun numai pentru voi, din nou sunteți supărați. Și pentru mine, Doamne ajută! Frații mei, o casă vrednică, unde Hristos își găsește plăcerea. O casă care își dezvoltă vrednicia, verifică totdeauna dacă Hristos e acolo. Apoi se teme, dezvoltă teama de Domnul. Și dincolo de orice lucru, de orice sărbătoare, de orice uh, idee care ne vine... Măi, sărbătorim lucrul ăsta sau nu? Facem lucrul ăsta sau nu? Gândim așa sau nu? Primim, cumpărăm așa ceva sau nu? Principala întrebare nu i altceva decât ce zice Hristos? Că nu tot ceea ce e bun altuia vă spun e bun și la mine. Nu tot ceea ce e bun la păstor e bun și la mine. Nu, nu. Sunt lucruri și vulnerabilități. Întreabă-L pe Hristos și îți va spune foarte clar. Că de foarte multe ori, multe familii îl pierd pe Hristos pentru că nu respectă lucrul ăsta. Temete de Domnul. Caută ce nu-i place Domnului. Sunt lucrări neroditoare ale întunericului la care participăm că în vogă, că se poartă. Că foarte multe familii cheltuiesc banii Domnului numai cu lucruri care n-ar trebui. Și sunt o grămadă de zone în care trebuie să ne dăm banii noștri. Și la casa Domnului. Și la... Dar efectiv, hainele noastre, mașinile noastre, prioritățile noastre, iau din banii Domnului, dar nu întrebăm pe Domnul. Doamne, așa m-am convenit eu, doar și eu sunt călăuzit până la urmă de Duhul Domnului. Azi, mâine și poi mâine așa, și la un moment dat auzi că casa se fisurează, pentru că casa rămâne curată, împodobită, dar goală. Pentru că singurul liant de acolo este Domnul. Și ultimul aspect, frații mei, slujiți bisericii Domnului. Va așeza Dumnezeu într-o biserică, în loc pe iedii și pe... Mădălina să-și caute locul în biserică, unde vor fi, și să caute să slujească. Dacă te lasă băieții ăștia să vii înapoi în grup acolo, bine, dacă nu, lasă pe altul că e prioritar, v-am spus, e profitabil. Însă, să ne ajute Domnul să fim găsiți că credincioși în lucru încredințat nou. Și astăzi și mâine alergând pe calea Domnului. Am văzut oameni care își puneau copiii în buz, câteodată buzul semăna cu un autocar și îi duceau în biserică la sute de kilometri să slujească pentru că erau responsabili de biserica aceea. Tot ducându-i de la două dimineața până acolo, nu vă spun țara sau continentul unde am văzut lucrul ăsta, tot ducându-i acolo, tot slujind acolo și ajungând înaintea fraților de loc. Ajungeau cu, cu buzul lor, îi sculau pe toți copiii, toți își luau chitară, acordionul, începeau să slujească, după slujbă stăteau puțin la masă și o luau iară spre casă câteva sute de kilometri, pentru că a doua zi trebuiau copiii să meargă la școală. Încetul cu încetul, toți copiii lor au venit la Hristos și toți slujesc, pentru că drumul a fost trasat. slăviță să fie, Domnul! Este trasat drumul casei tale pe la orfelinate? Este trasat drumul casei tale pe la zilurile de bătrâni? Este trasat drumul casei tale pe la văduvă, pe la orfan? Sunt oameni care au avut accidente, sunt oameni pentru care biserica se roagă, se pomenește în casa ta numele lor, pentru că copiii tăi se uită la ce cale trasez. La ce cale duci? Slujești Sfinților cu ceea ce se poate, Dumnezeu să ne ajute ca toți și implicit mirii din ziua de astăzi să avem o casă vremnică în care pacea lui Dumnezeu să vină și să rămână. Amen.